Domnule, pe care s-au așezat lucrurile în campionat? Se știe echipele europene, acum începe planurile pentru... Cum adică se știu? Se cam știu. Ah, ce mă interesează pe mine? Cum faceți planurile pentru europene? Dar ce mă interesează pe mine de ei? Pe mine s-au stabilizat și se știe acum. Dar nu mă interesează ce e problema mea. La mine s-a stabilizat de acum 3 luni, când aveam 13 puncte. Acum își fac și ei planurile, își păstrează jucători, nu își păstrează, vând, nu vând? Interesează pe mine despre ei. Ei, aia e problema lor, socoteala lor. La anul să le ajute Dumnezeu să fie, trebuie să avanseze, să fie pe locul 5. Adică în locul lui Sepsi, adică că e eșec dacă termină sub Sepsi. Cum ați trăit sentimentul de campion pe stadion? Ce sentiment, mă, ce? Păi nu mai sunt sentimente de-astea. Am 66 de ani, mai am 40 de ani ca să am sentimente de astea. Nu, mai eu alt fel de muzică îmi place, alt fel de viață îmi place, altfel. Acolo am fost, m-a urgat familia și m-am dus, era și nepoțica mea și de-aia m-am dus. I-a plăcut Măriu că aici a văzut? Hai mă, ziceți, mai să vorbim de foa, acum vorbim de ce. Spuneți-mi. În spatele dumneavoastră domnul Pietro Chiodi, se discută ceva astăzi? Păi, dar nu știu eu, nu-l cunosc cine este. Impresarul lui Luis Munteanu. Să vedem. Până acum n-am putut să vorbim, că era sub contract. Acum, farul nu eu pot să zici că am eu vreo influență, ceva. Înțelegi, cu Chichi tot întrebați, Chichi, trebuie să vorbim de săptămâna care vine când termină. Iar cu Luis Munteanu să vorbim acum dacă tot a venit. Vi-l doriți cu Luis. Bă, lui este, e marcator. Câți bani ați fi dispus să dați pentru Luis Munteanu? Aveți așa un prag? Ne negocesc cu tine? Nu, dar vă întreb, poate dacă ați setat vreo limită, nu știu. Dar mă crezi că s-a tat de idiot? Eu întreb. Nu întreb, dacă întreb, cum poți fi atât de idiot? Adică să vorbesc cu tine, cât bani aș vrea să dau înainte de a negocia. Să știți că e atacantul de care echipa are nevoie. Eu am spus că dau 600-700 de mii, nu? Da, probabil că o să vină cu niște condiții. Avem nevoie de un atacant, că este Luis Munteanu, că e altul, nu că numai Luis Munteanu, o să mai vină și altul atacant. Deci, Alibec spuneați? Nu știu dacă Alibec, că nu-i vorba. Alibec a zis că e supărat, că atunci când a plecat a plâns bunica lui și mama lui, că scandal ce a plecat, eu nu-l mai țin minte, dar... I-am transmis și eu, păi să zică mersi, că da, că a plâns bunica lui și mama lui și de-aia după aia și-a revenit. Și ai văzut și antrenamente și slăbus cu tare tala. Că de nu plângea, poate o ținea așa în jocuri pe calculator. Așteaptă toți pa... Vorbim Tănase, v-a dat un răspuns? S-a mai întâmplat ceva? Bă, Tănase, ce e sigur că el nu rămâne acolo. Adică el, clar, 100%, el nu rămâne acolo. Niște oferte, zice că ar avea și din Rusia... Dacă nu-i dă 100 de mii pe lună, nu se duce. Deci, nu cred că-i dă și deci va fi la noi. Deci, Tănase va fi, încă doi atacanți, negociem și cu un fundaș central, fundaș stânga, să vedem când se termină acum, poate. Cred că tot ei mi-au spus, adică de Chichi, de 6 luni îmi spun. Eu n-am vrut să discut, am zis, bă, nu discut, de jucători care sunt cu Gică, decât că se termină contract. Și, pe urmă, fundaș dreapta, e posibil să-l vină Chipciu. Adică Chipciu e mai mult un jucător, adică mai mult de cu experiență și am nevoie de jucători de ăștia. Bă, eu tot ce fac acum supun adevărul. Dacă adevărul și dacă îl am eu, atunci adevărul poate lucra. Dacă eu nu-l am, e greu să-l ai adevărul. Ștefănescu, vă mai interesează? Mai încercați? Că ați discutat foarte mult. Dacă a zis că nu-l dă, ce să... Mai schimbă problema. O să vedem. Nu este o prioritate a noastră, Ștefănescu, la ora asta. Ovidiu Popescu merge la Sepsi? Nu știu, întrebați-l pe el. Ei spun că s-au înțeles cu jucătorul. Ce dacă s-au înțeles, înseamnă că merge, nu? Și-l lăsați. Păi că e liber. Eu l-am zis că vrea să rămână la noi, dar pentru ce să-l ținem? Să stea, băi, ăștia vor să joace. Joacă în locul, de, să zicem, al lui Chichi sau în locul al lui Radunovici? Sau joacă în locul lui Șut sau în locul lui Alexandru, că el mijlocașe? Sau în locul lui Baba chiar nu joacă, nu? Sau chiar ăsta, Malcolm, că nici el...
vine Egiuma și el, nici în locul lui Egiuma nu este. Acum el ne-a folosit de noi, mulțumim, dar mai merge acum în Cupa Campionilor, că la mine nu e că, domne, obiectivul e locul 1-3. Păi dacă e locul 1-3, atunci te duci pe 3 și mulțumit înseamnă, nu? Pentru ce te superi? Dacă spui, apui 1-3 obiectiv, nu ești mulțumit dacă e locul 3, înseamnă s-a îndeplinit dorința. M-ați văzut pe mine, v-ați zic 1-2 sau 3? Păi și acum o ce o să zică? Ar fi bine dacă mergem în Europa League. Băi, eu nu vorbesc la ora asta decât Champions League și atâta. Nu există pentru mine la ora asta Europa League. Că să fie obiect cupele europene, Champions League, Europa League sau Conference League. Nu! Când am intrat acolo, în război, voreau să fiu biruitor. Adică biruitor, adică să ridic sabia la final sus, nu că o las sabia pe aici, puțin pe la mijloc, să vă poate o bag în teacă, nu tată, că nu merge așa război. Eu nu am fost așa niciodată și nu o să fiu până mor eu. Eu când cer locul 1 și punct, al doilea nu-l vreau. A, că dacă domnul nu vrea să mi-l dea, mi-l dă pe doi altceva. Dar eu ce cer? Numai 1, atâta. Nu există ca să cer pe locul 2. Nu vine asta. Echipa dacă cer locul 1, 2, 3, fii albă pe 3. Păi nu, n-au zis ei așa? Păi n-au zis ei așa? Unu, pe locul 1, 3... Și acum vulturul s-a ridicat în sus, vulturul. Și echipa a zis că o faceți de Champions, deci. Asta de înțeles clar. Băi, mai laud și eu ca om fiind, că nu vrea Dumnezeu. Dar eu, Dumnezeu, ce vede la mine? Că eu sunt credincios lui și eu tot timpul vreau maxim. Nici în credință nu vreau. Puțin, așa cum spun unii, pe ușmă, clanța raiului, nu? Eu vreau lângă Hristos cu cap, pe Hristos să dorm. Eu așa vreau tot timpul. Acum nu știu cum vrea Domnul cu mine. Ce văd că preconizează și cum m-a dirijat așa în viața mea și m-a ocoit și m-a țin și m-a pus în cortul lui, m-a ascuns și în zile grele, că și la pușcărie comandam, și m-a făcut așa, păi atunci înseamnă că să-mi o dea și pe asta de Liga Campionilor. Dacă sunt eu credincios bun, dacă nu sunt eu bun direct, nici aia. Și eu încerc să fiu credincios Dumnezeului meu, mă supun adevărului și dacă mă supun adevărului, dar adevărul ca să te supui trebuie să-l ai din, mă, tu pe adevăr, mă supun adevărului și adevărul este, mă luminează. Ce faci? Îl iei pe Luis? Adevărul spune, ia-l pe ăla, dacă nu am adevărul eu în inimă și nu sunt supus adevărului, atunci mă minte vrăjmașul, că dracii abia așteaptă. Și zice, ia-l pe ăla, dai și banii, pierd și calificarea. A, eu nu, eu mă supun adevărului cât pot. Domnul să-ți ajute, Maica Domnului! Pentru Florinel Coman, v-a mai răspuns. Când o să primiți? Da, v-a mai răspuns Arabi ceva? Florinel Coman. Să pleci. Florinel o să pleci. Dar ați reușit să-l convingeți să înțeleagă că e bine dacă rămâne sau... Doar nu rămâne cu gândul. Bă, ce problemă să aibă Dorinel, mă? El are o problemă. Dacă era, de exemplu, o diferență, bă, iau aici 400.000 plus prim, plus iau 70.000 și... Ia așa 70.000. Acolo iau 3 milioane. Păi nici nu ia 2 milioane, că nu știu, am înțeles, nu știu, 1.400.000, 1.600.000, nu știu. Adică cu prime ia 2 milioane, ia 1.400.000. Păi ce mare diferență e? Că lui Dorinel, Florinel îi dau eu bani, dacă câștig eu bani. Că merită să-l țin aici. Bă, Florinel e un jucător, dacă vrei să faci, trebuie să-l ții. Nu mă trebuie să te gândești la 5 milioane dacă vrei să faci ceva în țara asta, fotbal. Adică ai un jucător valoros, dai 5 milioane, ia-l, mă. Nu, Florinel, ai, vrei unul să-l cumperi cu 5 milioane. Nu? Bine. Dacă o ține așa. Dacă merge și mai bine, îi măriți și preț? Păi nu am nevoie de preț. Bă, nu banii din jucători sunt importanți. Bă, înțelegeți-mă odată. Voi tot întrebați de transferul. Nu acolo e, mă, miza, mă. Miza mea e că eu pot să iau 60 de milioane, mă, din Champions League.
Pentru că acum sunt 4 meciuri, pot să iau 4 milioane pe meci, 16 milioane de euro numai din bilete. Că acum au românii bani, numai ca pe vremuri când luam 70.000, 95.000. Acum au românii bani, plătesc biletul, 100 de euro, tu nu plătești 100 de euro dacă vrei să vezi meciul. Și de ăla plătește. Bine, o să tai alea, tâmpenile, 200.000 invitații. Păi cine sunt mă eu? Eu sunt magnatul Max, nu sunt sărac. Dar nu sunt magnatul să dau cadouri de 200.000 la un meci, bă. Și eu nici n-am nevoie de miniștri. Am nevoie de miniștri? Am eu nevoie de directori? Am eu nevoie de cineva din politică și din președinție? Și treaba am cu ei. Nu mă interesează de ei. Vrei? Plătește. Că acum azi vine numai că să zici, bă, dar trebuie să mă duc la casă. Pac pe telefon, bung, și le iei pe telefon. Că ei știu. Eu nu mă pricep la asta. Ei le pricep. Nu? Ce asta? Bilete de 150.000 de euro în meciul cu CFR? Am înnebunit. Cum vine asta, mă? Păi că să vezi că o fi, că o împărți. Ce asta? La cât ați luat până la granții cu CFR? Ce? Păi că vreo 500.000. Păi l-am luat cu Rapid 508.000. Păi de-aia am vrut Dinamo să... Bă, ce mă interesează pe mine de Dinamo? Eu n-am ambiții de alea. Eu am ambiții... că așa galeria să-i bată și o să iau banii. Păi eu cu Dinamo la anul... Dacă rămâne. Da, cred că da. Iau 6-700.000 din bilete. Nu? Bine, acum stai să vedem, că am vorbit cu cineva. Bine, acum nu o luați, că nu e promisiune. E un gând. Să facem un stadion de 100.000. Unde? La Pipera. Înțelegi? Cu fonduri europene, că n-am dau eu banii 200 de milioane, că asta costă 200 de milioane. Dar cu fonduri europene și fac jos spații comerciale, scot și bani pe urmă, n-am nicio treabă. Nu? Vine profitabil. Și în jurul stadionului poți să construiești blocul, adică face eficientizarea asta. Bine, e gând, dar bă, acum asta nici nu e România, țara șaptea din Europa, cum ar veni? Ca mărime, ca populație, bă, să n-ai un stadion de 100.000, că uite-ți vii, echipa națională îți vine, califici, doar vin 100.000 oameni. Uite! La meciul generației de aur și nu e încăpătă. Ce? Păi dar nu e vorba de asta, joci în Liga Campionilor, 200.000. Și dacă iau 100.000? Păi eu iau, pe urmă, 10 milioane din fiecare meci. Nu? Și nu dau niciun ban, că iau bani fonduri europene. Nu dau. Mai și ciupesc ceva de acolo. Ați gândit și ce nume? Ce? Reușiți? Dacă vă reușește planul? Bă, numele nu... Vântează numele pe mine. Nu, vântează numele. Are și o rezonanță. O să-i pun numele ăsta, Talpan. Dar apropo de clubul Dinamo, astăzi e ziua clubului Dinamo. Aveți vreo urare pentru ei? Mă, eu acum eu vorbesc serios. Ei, până nu se schimbe aia sigla aia, că aia sigla... Ei, n-a avut echipă rea, ai văzut și noi. Până nu schimbă sigla aia, bă, pune o siglă, pune leu, pune urs, pune... Schimbă-i capul ăla din lup, fă-l urs. Dacă lași tu sigla de câine, și sau lupă, e draci înseamnă. Vă spuneam de mult. Să schimbe sigla aia. Aia trebuie schimbat. Și așa se salmează? Nu, numai ghinioane au. Bă, asta este, nu știu, concepția mea. Probabil ei râd dacă zic. Dar asta e concepția mea, nu știu. Ei trebuie să schimbe sigla aia. Eu așa cred. Nu vede că le-ar trebui Rapidul să facă gardă de onoare pentru jucătorii dumneavoastră acum la ultima etapă? Nu mă interesează pe mine garda de onoare, dacă o fac sau nu o fac, să o facă, cred că o fac. Cred că o fac, că ei, între ei, jucătorii au un respect, nu contează astea între noi. Și eu, de exemplu, dacă e cu Șucu, sunt foarte bun prieten. Eu cu Șucu n-am fost așa prieten cu nimeni din fotbal cum sunt cu Șucu. Îl respectați? Păi dacă nu-l respecti pe Șucu, pe cine să respecti? Om de mare calitate, om bun, om... Păi și de ce nu-l învățați? Păi de ce să-l învăț împotriva mea?
Păi dacă, uite, bă, păi lasă-mă să învăț potrivit acest CD-ul, lasă să mai dea cu capul, după mai cheltuie bani. Păi învață el singur să învețe, că e om deștept. Eu n-am învățat ceea, nu știam că spuneam că știu, nu știam. Dar încet și încă, nici Mourinho, nici Klopp, nici nimeni nu știe toate secretele fotbalului. Pentru că la fotbal și o mică șaibă, un jucător băgat între 10 ăia, între 9, să zici, sau chiar și cu portarul contează, că depui portarul în funcție de fundaș. Ce relație are cu ei? Și o șaibă afectează. Înțelegi? A, bine, nu pune situațiile când ai jucător ca Haaland, ca de-a... mie cel mai mult îmi place Vinicius ăla. Nu? Când ai jucători așa, n-ai, că ți-o face praf. Dar trebuie să ai 10 ca Vinicius sau ca Haaland. De unde să ia? E, asta este. Acum ne așteptăm și să... Dar de ce nu vine, mă, Lucescu? Bă, și nu m-am... nici nu am plecat la Liverpool ca să stau să mă lupt cu el. Nu mai plecați. Nu mai plecă. Știam că vine el. Acum a căzut oferta. Să nu mă vad acum la hai, Domnul, să vă ajute.